Roagă-te împreună cu mine. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția, puterea și slava în veci. Amin. Dacă și tu te-ai rugat împreună cu mine această rugăciune, te rog, scrie în comentarii. Amin. Urmărește această pagină pentru a înțelege mai bine ce a vrut Domnul Hristos să spună prin rugăciunea domnească. Biblia vorbește. Ascultă-o.